Sunt singurul la care Elena să taie unghiile de la picioare. Bă, n-am niciun chef să-mi tai unghiile la picioare. E un fel de chin pentru mine. Și le las, le tai odată la două luni. Se fumează la tine aici, în emisiune? Se fumează, man. Poți să faci și absolut ce vrei tu. Poți să mă droghezi, poți să mă fut, poți să fac de toate aici. Poți să faci ce vrei. Important e să fii lejer. Bună ziua, cu ce vă putem servi? Am deschis, tocmai aici am deschis un nou restaurant, se numește Mac Croco. Am lucrat o perioadă la KFC ca să fac ceva experiență și am zis, ajunge! Și mi-am deschis... Așa au primit și cele mai mari afaceri din lume, nu? Într-un garaj. La tine ai furnit într-o bucătărie, cumva. Da, și ce-i tare e că nu trebuie să fugi după găini, știi? Crocodilii merg ușor și imediat îi prinzi. Da. E mult mai lejer. Deci cu ce vă servim? Avem crocodili, crocodili fripți, crocodili fierți și crocodili cruzi. Crocodilii naturali, aveți? Ce înseamnă asta? Nu știu nici eu. Am zis să văd dacă aveți, să văd cât de... Avem crocodili, da. Putem să, adică poți să-i faci natural dacă vrei, cred. Nu știu. Fumezi în cameră? Bă, da, că azi deschid geamul, m-am făcut curat pe aici, una alta. Azi îmi permit să mai fumez o țigară în cameră. Ok. Stai la casă sau la... Da, la casă. La casă. La ai și curte? Prea puțină curte, adică 4-5 pași de curte. Ok. 5 în sus, 5 în jos. Cât să bagi o țigară? Spune-mi unde locuiești acum. Acum în Stoke-on-Trent, în Anglia, undeva pe lângă Manchester, Liverpool, ceva oraș, Birmingham. Cam toate sunt aproape la maxim o oră de mine. Ok. E un oraș industrial. Ai fost în Manchester? Da, am fost. Am și livrat pe acolo, prin Manchester. Ok. Cum e Manchester? Mai mult mai fain. Nu m-am apucat să văd foarte mult din el, că a fost lockdown și nu prea pot să umbli așa teleleu tănase. Păi, ai ajuns acolo exact când a început pandemia, a? Păi, eu am ajuns în decembrie aici, în 2019, și undeva prin martie a început pandemia după aia. Da, da. Deci am prins foarte scurt timpul, nici n-am apucat să văd foarte multe chestii, să merg prin multe locuri, că n-am avut bani foarte mult și am fost limitat de chestia asta, știi? Cum a venit pandemia și... Na. Cum a fost la început? Cât te-a costat toată mutarea? Să vin aici? Da. M-a costat foarte puțin pentru că am avut un prieten aici care m-a primit direct la el. Direct. Am înțeles. Și n-ai plătit chirie o perioadă, nu? Da, n-am plătit chirie la început și na. Am avut cam în jur de 1000 și ceva de lire când am venit aici. Ok. Și na, m-au ajutat el, am intrat direct la job. Na. A fost foarte rapid de toată schema. Spune-ne ce lucrezi. Eu știu, dar... dar lumea e curioasă. Amazon Delivery. Practic sunt subcontractor cu Amazon Delivery, ca să fiu așa mai fancy, știi? Okay. Practic am firma mea și eu practic colaborez cu Amazonul, adică iau rute de la ei și mă duc și le livrez, știi? Ce tare! Da. Practic printr-o agenție, nici măcar nu lucrez cu Amazonul direct, cu o agenție care lucrează cu Amazonul. E o chestie tare dubioasă ce a făcut-o Amazonul și nu mă refer în modul negativ. Și cum adică ar și să-și paseze cum ar veni toată ce aveau ei de făcut, le-au pasat așa cumva la toată lumea, știi? Ce tare! Da, nu-s proști, îți dai seama. Da. Și cum ai ajuns? Cum ai aflat de job-ul ăsta? Păi, tovarășul ăsta meu care m-a primit aici, el lucra deja la Amazon de aproape un an de zile. Am înțeles. Și mă zic că chiar se câștigă bani frumoși, mai ales acum cu pandemia s-au câștigat bani și mai frumoși. Toată viața se întâmplă prin tovarăși.
tot ce știm, știm de la tovarăș. Locurile unde, care le vedem, le vedem cu tovarăș. Da, împărțim femeile cu tovarășii. Împărți femeile cu tovarășii. Nu știu dacă poți să spun asta în direct. Poți să dai și nume, poți să faci ce vrei. Nu cred că ar fi corect. Da, faci duș zilnic? Poftim? Faci duș, da? Da. Dimineața, seara. Se vede pe păr. Tu-ți prinzi părul sau tot timpul l-aș așa desfăcut? Mă, l-aș desfăcut vreo 3, maxim 4 zile după ce m-am spălat pe cap și după aia până îl spăr iară, îl țin prins. Uh-huh. Se unge, se na. Și nu mai stă așa vâlvoi și fain. Am înțeles. Îl dai cu ceva? Sau doar îl lași? Cu apă și cu șampon. Da? Nu folosești condiționer? Sau... Nu? Eu îmi dau de fiecare dată acolo. Și sub braț? Sub braț am cam tuns tot, am făcut curat că vreau să pun ceva nou acolo. Vreau să fac tatuaje sub braț. Da, și eu m-am lăsat așa monkey boy de când ești pe aici. Păi de ce, man? Păi nu știu, am uitat la niște lucruri și ziceau că practic părul de sub braț, dacă îl ții, îți reglează temperatura din corp și nu ți se încălzește sistemul atât de puternic, știi? Că și noi suntem ca un fel de calculator, o mașinărie, știi? A, clar. Și ne-a zis că îți reglează temperatura și nu am zis să țin și eu să văd care-i treaba. Și că ajută și în meditație. Vrei să ne arăți? Nu știu, eu iau ce zic, practic, eu iau, urmăresc în niște călugări. Ah, care... ok. Da, și eu zic tot felul de tips and tricks în păimește și iau multe lucruri de acolo și încerc să le introduc în viața de zi cu zi. Și foarte multe lucruri de acolo chiar funcționează, adică majoritatea ce le-am pus în practică chiar am văzut că funcționează și am zis că why not? So keep on going, știi? Dar ce ai luat de la ei? Păi, uite, de exemplu, meditația, să meditezi mai mult, cum să meditezi, de câte ori, cu mâncarea, iar foarte multe lucruri. Hai să o luăm treptat. Cum meditezi? De câte ori meditezi? La ce te ajută meditatul? Băi, nici nu știu de unde să încep. Păi începe cu cât meditezi pe zi. Păi meditezi de două ori pe zi, o dată dimineața, o dată seara. Meditezi, de exemplu... Ziceai că înainte de cafea, că te tulbură puțin cafeaua. Da, adică, nu știu, eu, de exemplu, ca să zic rutina mea de dimineață, mă trezesc, da. Mă duc la... Prima oară verific criptomonedele, e primul lucru care îl fac dimineața. Telefon, știi? M-am trezit, nu mă uit la ceas, nu mă uit la nimic, mă uit la criptomonede. În ce ai investit? În Stellar am investit puțin. Ok, la cine vreți? Încă-s nou pe piața asta, dar am văzut că pur și simplu explodează acum în ultima vreme, e nebunie. Am văzut și eu ceva, dar nu m-am dus prea profund în subiect. Băi, da. Ai zis că mult e câștigat pe acolo. Da, în fine. Și după ce verific monedele, mă duc, îmi fac un duș, vin înapoi, îmi fac exercițiile, fac niște flotări. Uh-huh. În fiecare dimineață. Flotări? Doar flotări? Flotări și mai fac un dans yogin, tandala dance. Okay. Zice, dans al masculinității. Și ce înseamnă dansul ăsta? Deci e un mod prin care îți ridici ăsta, cum îi zice... Ferilitatea? Da, da. Ok. Da. Am înțeles. Și ce fac? Dacă vreau să-ți trimit un clip cum se face dansul ăsta... Păi cum îl faci tu? Păi nu știu cum să ți-l explic, adică, nu știu, vrei să ți-l arăt? Arată-mi-l dacă nu poți să-l explici. O să fie ciudat. Ideea e să îți ridici piciorul stâng sus, piciorul drept sus, dar tot într-un fel de dans, știi?
Nu știu, o să-ți trimit un videoclip, crede-mă, e mai ok decât să mă pun pe aici, să mă bâțâi. Mai ales că sunt capot și s-ar putea să, okay. să pui nudități pe acolo pe ecran și nu cred că e ok. O să punem videoclipul în descriere. Da, exact. Da, și după ce fac dansul ăsta, mă pun să meditez. Da, în timpul ăsta mai beau și apă. De când mă trezesc până încep să meditez, încerc să beau apă, cam jumătate de litru, un litru de apă. Și în meditație, nu știu, stau cam 25 de minute, dar stau și n-am. Și jumătate de oră și 40 de minute, depinde. Sunt unele zile în care pur și simplu aș sta mai mult, dar nu-mi permite că trebuie să merg la lucru sau, știi? Am înțeles. Și da, na. Și ce faci în meditație? Închizi ochii, ții coloana dreaptă, la ce încerci să te gândești sau cum îți oprești gândurile? Bă, asta e cea mai mare greșeală care o fac toți oamenii care încep să mediteze prima oară. Exact aceeași greșeală care am făcut-o și eu. Okay. Că în meditație trebuie să-ți oprești gândurile. Mm-hmm. Nu știu dacă ai încercat, dar it's impossible. E imposibil, dar din ce am auzit eu, de fiecare dată când vine un gând, trebuie să nu te judeci pentru gândul pe care îl ai și să-i dai un șpiț în curs, să plece. Și să te concentrezi înapoi, să... Da, să le observi, să le... Trebuie să iei un obiect al meditației, adică, uite, eu de exemplu folosesc mantra asta, Baba Nam Kevalam, care înseamnă universul sau dragostea este tot ceea ce există, știi? Uh-huh. Sau ceva de genul, o traducere, ceva de genul. Și okay. Ideea e că focusul meu e pe dragoste, pe love, știi? Și că asta e tot ceea ce există. Și focusul încerc să mi-l țin acolo, dar na, asta e probabil ceva puțin mai avansat. Cred că cineva la început ar trebui să, pur și simplu, să reușească să stea 15 minute jos acolo, în poziție de meditație, cu spatele drept și asta, și pur și simplu să stea. Să nu-și judece niciun gând, pur și simplu să asculte lumea, să asculte pur și simplu ce se petrece în jurul lui. Mm-hmm. Asta cred că ar fi, prima oară trebuie să instalezi rutina în meditație, adică să poți să o faci, să știi că de două ori pe zi o faci. Da. Păi prima fază... Se dezvoltă și o să vezi mai multe chestii. Eu, de exemplu, acum când mă pun în meditație, după vreo 10-15 minute încep să intru așa într-o stare foarte faină de love și de, nu știu cum să explic starea asta. O simți pe parcursul meditației sau o simți după ce te-ai oprit? Pe parcursul meditației. Începe după 10-15 minute după ce începe creierul să se liniștească și corpul se relaxeze, începe să intre starea aia. Dar cred că e mai mult starea aia de pace interioară, nu? Te simți așa, liniștit. Sau îi iubești, dar începi să... Nu știu cum să zic, ca să fac o... Nu știu, ai văzut când fumezi iarbă sau când încerci anumite droguri. Așa. Ai văzut că îți dă starea aia de o plăcere. O plăcere interioară, nu știu cum să explic. Aha. Da, ceva de genul primești și de la meditație, dar asta se întâmplă după mult timp de meditație, nu se întâmplă așa peste noapte, știi? Uh-huh. Adică, na, eu meditez de 4 ani și ceva, anul ăsta fac 5 și... Dar am început foarte rudimentar, adică la început mă chinuiam să-mi opresc gândurile și... Orice greu la început, clar. Și era tare frustrant și pentru foarte mulți oameni care au încercat cel puțin de câteva ori meditația, și-au dat seama că e foarte frustrant în puii mei să stai acolo jos și să-ți menții focusul pe ceva. Adică creierul o ia stânga-dreapta, imediat se duce. Îți dai seama, dacă nu ți-ai oprit niciodată creierul și n-ai făcut niciodată, n-ai meditat niciodată și niciodată nu te-ai gândit, bă, eu cam mă gândesc prea mult și nu petrec niciodată un timp în prezent. Și ți-e foarte greu când îți dai seama de toate astea să-ți oprești mintea. Da. Băi, acolo când ajungi să-ți oprești mintea, de fapt, acolo ai atins cumva starea de iluminare care da. Oamenii, știi? Pe care o caută toată lumea.
Da, acolo îți ia ani de zile, zeci de ani chiar, să Aha. ajungi în stările alea. Și Știi? ce înseamnă iluminare? Cum să zic, ce înțeleg eu prin iluminarea asta până acum, e că e ca și cum când ești copil. Ai văzut, ești copil și acum, dacă te gândești cu un an în spate, te gândești, uai, ce fraier eram acum un an și ce chestii aiurea făceam. Da, cam așa e și iluminarea asta, adică pur și simplu începi să vezi tot mai multe lucruri și începi să te ghidezi altcumva în viață. Știi? Numai că meditația pur și simplu amplifică accelerarea asta de a învăța lucruri, știi, foarte, foarte mult. Da. Și cu ce te ajută pe timp de zi după meditație? Cu ce te ajută meditația Păi, pe de timp de zi? exemplu, după ce meditezi și ieși din starea aia așa de bliss în puiul meu, cumva, îți dai seama că automat ești mult mai fericit, automat faci lucruri care poate, nu știu, în alte zile când n-ai chef, nu le faci, știi? Și ideea e că e ca un boost care ți-l da, ca cafeaua aia de dimineață care te ajută să te ridici din pat, știi? Da. Îți dă pur și simplu un boost în a face lucruri. Da, eu cred că până la urmă, pe timp de zi, ar trebui câteodată să te oprești și să zici, bă, eu la ce mă gândesc acum? Chiar să spui întrebarea asta, câteodată te afunzi prea tare în gândurile alea și te controlează. Pur și simplu nu mai controlezi tu gândurile, te controlează ele pe tine. Da, ești un fel de puppet. Da, și după o largă analiză, să-ți dai seama care sunt gândurile pe care ar trebui să mă focusez și care ar trebui să le elimin. Numai pentru asta trebuie să-ți dai seama în momentul ăla când deja te-ai dus Că prea afund, lucrești dar și deja te de-aia. controlează pe tine, trebuie să te oprești și zici, stop, ce fac aici? Hai să mă gândesc la fericire, hai să mă gândesc la prezent, nu? Ăla e cam primul pas pe care trebuie să-l faci cumva, adică să devii conștient de gândurile pe care le ai. Eu cel puțin am început pe drumul ăsta din cauza depresiilor foarte mari. Și na, cu timpul am realizat că foarte multe depresii vin și din cauza gândurilor. Păi Adică doar doar din pentru cauza că stai gândurilor. Doar. focusat. Pentru că te Doar pentru gândești că la... stai focusat pe anumite Da. gânduri, pur și simplu îți creezi anumite stări în tine. Exact. Exact Și... cum și muzica poate să-ți schimbe starea imediat. Ai văzut, asculți o piesă și deja ești în stratosferă în puii mei, știi? Clar, clar. Exact Totul, așa totul e și cu schimbă. gândurile. Da, și cu cât te afunzi mai tare în ele, cu atât ești mai... Și așa ajunge depresia. Că dacă stai să te gândești... Dacă te gândești la trecut, găsești probleme. Dacă te gândești la viitor, o să găsești probleme. Exact. Dar dacă ești complet Aici. aici, în prezentul ăsta și te bucuri de cum îmi mișc eu mâna și wow, uite ce fain mi se mișcă mâna, nu există probleme în prezent. Dar na, ideea e că trebuie să știi când să te oprești din gândurile alea în care te afunzi și care îți aduc depresia. Exact. Da. Asta a fost și primul pas care l-am făcut eu înainte de a începe meditația, pur și simplu să nu mai stau focusat pe gânduri negative. Și Da. încercam de fiecare dată când mă prindeam că mă duc pe un gând negativ, încercam să-l înlocuiesc cu unul pozitiv sau pur și simplu să mă gândesc în altă parte, știi? Dar, na, ideea e să nu încerci să ți le blochezi gândurile, că automat când începi să le blochezi, Nu trebuie, vin și clar mai nu. multe, vin și mai multe, parcă numai acolo îți stă focusul, știi? Ideea e Trebuie să te simplu să-l gândești. observi, să vezi că ești pe gândul ăla și să, nu știu, Să-l schimbi dacă nu-i bun. să schimbi, da. Nu, că avem nevoie să gândim, clar. Asta ne diferențiază de animale, noi gândim. Doar că trebuie să fie constructive, nu să te gândești la probleme sau să te afunzi în că nu-s bun îndeajuns sau că nu o să pot să fac ce îmi doresc să fac. Pur și simplu încearcă și nimic. Totul vine pas cu pas în viață. Nu poți să urci trei trepte deodată. Exact, Asta exact. trebuie să le... Da, îți câteva. Ai principii în viață? Bine, bine fixate? Nu știu, că se schimbă de la o zi la alta principiile. Te lași dus de val. Nu neapărat că mă las dus de val, dar pur și simplu, adică dacă... A principiile care le ai acum. Dacă ții un ideal acum, știi, și te ții numai de ăla toată viața ta, nu zic că e ceva rău, doar că viața se schimbă continuu și automat ți se schimbă și principiile tale, mă gândesc.
Da, da. Se schimbă pe parcurs. Dar ce principii ai în momentul ăsta? Ai ceva Adică, principii? la ce te referi? Adică Există. dacă ai ceva care să zici nu încalc niciodată, de exemplu, nu mint, nu înșel sau da, La chestii, sau da, încerc chestia, să fiu da. bun cu oamenii sau na, nu știu, ceva principii bine stabilite care nu le încalci, aia cam aia cred că sunt principii, nu niște reguli implementate de Care tine ți care le crezi că pui, da, ți le respecti, da. da. Mai da, eu practică și chestia asta și cu minții Da. și cu spusul adevărului și încerc să zic adevărul chiar dacă asta mă costă nasol, știi, Da, zicând adevărul, dar am văzut că on the long run, dacă zici adevărul, ești mult mai bine decât dacă ești mulțumit minți. tu cu tine. Da, ești Da, împăcat și tu îți cu tine. crește și Bă, nu mai self-esteem. am ce să ascund. Și îți crește și self-esteem-ul cu chestia asta foarte mult, adică Da, cu cât ești mai clar, sincer. clar, Știi? clar. Și când știi că n-ai ce să ascunzi, adică poți să te pui în fața oricui și să zici, bă, n-am ce să, ăsta-s eu. Da. Atâta pot, nu pot mai mult. Dar să Exact. nu-mi fie rușine să mă ascund de orice sau de oricine. Exact. Și cred că cu cât te înșeli mai mult pe tine, cu atât ajungi să trăiești în înșelăciune și ajungi să-i înșeli și pe alții. Și, na, e la fel ca și cu rutinele bune care ți le implementezi. Durează ceva până te obișnuiești cu ele, dar după aia le faci fără să-ți dai seama. La fel e și cu partea asta aerea, dacă îți implementezi minciună, mint, 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 la început minți de câteva ori până ajungi să minți într-una. Da, și te afectează, chiar te afectează. Și minciunile astea Da. mici afectează foarte mult. Enorm. Da, enorm, enorm. Păi tot pleacă de la chestii mici și trebuie să mergem cât mai în profunzime, să analizăm de unde pleacă chestiile, de unde, de exemplu, dacă vreau să fiu fericit, trebuie să te întreb ce mă face pe mine fericit și după aia de ce mă face pe mine fericit și să mergi cât Să mai duci în profunzime până, să-ți cât dai mai la seama. rădăcină, Exact, să că vezi de totul unde pleacă de la pleacă. ta. Da. Da, este un exercițiu foarte bun care trebuie făcut și în Da. deciziile pe care le iei în viață. Totul trebuie să mergi în profunzime până ai făcut puzzle-ul, până puzzle-ul e complet. Exact, Că exact. nu poți să abandonezi puzzle-ul pe jumate, că se complică. Că acolo ne și pierdem entuziasmul în foarte mult ce facem când erai mic, erai mama aceea, mama tata aceea, erai foarte curios de absolut orice. Și mă întreb unde s-a pierdut entuziasmul ăsta de curiozitate, în care noi eram foarte curioși de absolut tot. Și am ajuns la concluzia că s-o cam oprit când a început să se complice puzzle-ul. Și atunci zici, ha, nu, mai lasă. It's too hard. Da, it's too hard, let it go. Da. Da. Chiar de, nu știu, cu cât parcurge mai mult în viață, cu atâta cred că trebuie să ne ținem mai mult creierile ocupate cu a învăța chestii. Da, îți dă o liniște, un self-esteem, cum ai zis și tu, îți dă boost-ul ăla când ai rezolvat puzzle-ul. Zici, bă, Da. uite că acum știu, mă. Ești așa fericit. Aia, și când faci orice lucru, de exemplu, dacă te trezești dimineața și zici, bă, trebuie să fac asta, 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 știi? Da. Și dacă până la sfârșitul zilei le-ai țintit pe toate, foaie, pe la, te simți atât de fericit și Exact, bine. exact. Asta îi place creierului, să rezolve probleme, știi? Și dacă nu le Da. rezolvă, automat nu-ți dă dopamina aia de care ai nevoie. Dacă începi să rezolvi probleme și să faci chestii și să vezi și evoluție și, știi? Deja începe să, Da, exact, ca să să-ți iei fii. un drog natural, cum ar veni, știi? Exact. De la viață. Da, păi eu cred că ca să fii liber înseamnă de fapt să faci chestii, nu să nu faci. Da, A, da. aia te duce la libertate. Când știi că ți-ai bifat tot pe ziua cu tare, tot ce ți-ai propus. Cu cât dacă zici, bă, sunt liber, a venit weekendul, sunt liber, pot să stau în sfârșit în pat și Să nu fac să nimic nu sau să fac mă uit la nimica. TV sau să mă uit la Da. seriale sau... Da, asta No, te aia e o afundă. capcană foarte mare. Exact, e o capcană foarte mare, în care foarte multă lume pică.
Da. Păi uite, creierul, de exemplu, se mulțumește, de exemplu, dacă tu ai de făcut, nu știu, un proiect foarte mare, știi? Și te gândești că după ce o să faci proiectul ăla, o să fii foarte fericit și o să-ți aducă foarte mulți bani, știi? Da. Dar până să-l faci proiectul ăla, creierul tău nu vrea să depună munca aia, știi? Preferă să se ducă să joace, nu știu, un joc pe calculator sau să facă orice altceva, la un serial, pentru că îi dă pur și simplu fericirea aia de moment atunci, Da. știi? Atunci Da, când da. te joci sau când te uiți la serialul ăla, băi, ești fericit, e totul în regulă, știi? Și practic creierul mizează pe beturile astea în care își primește plăcerea atunci, pe moment. Și Da, nu vrea da, să da, da. facă un lucru care poate nu-i neapărat pe placul lui că trebuie să-l facă, dar știi, Da, asta caută the creierul, să reward fie that keeps fericit him atunci, pe away. moment. Da, Da, exact, da. exact, da. Mai ai alte rutini? Alte rutine? Da, altă rutină implementată așa foarte, foarte bine, pe lângă cea de dimineață care ai explicat-o deja. Pe lângă cea de dimineață, puu, Adică pus ceva în programul tău, dacă ți-ai stabilit ceva în programul tău care zici peste asta nu trec, chiar trebuie să o fac zilnic. Zilnic nu am, dar am multe chestii care le am implementate așa, dar nu zilnic. Nu știu, eu cel puțin dacă fac un lucru zilnic, 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 nu, știi, Am mai înțeles. vreau și pauze. Da, păi cred că avem nevoie și de pauze. Da, Adică uite, sunt de cam exemplu, sigur. poker încerc să mă joc foarte mult și exact acum iară pe criptomonede. Deci, cumva viața mea acum e să mă dezvolt în sfera asta cu banii foarte mult. Să vină banii. Și n-aș putea să fi blocat în jobul ăla de la 9 la 5, e aiurea rău de tot. Jobul care l-ai cu livrările. Da, Sau, jobul ăsta cu da. livrările, ăsta chiar e un job care pot să-l țin. Altele n-am Aha. putut. Ăsta e jobul care chiar pot să-l țin. Am De... încercat până acum o grămadă de joburi și n-am rezistat mai mult de 3 luni, dar ăsta e un job care îmi place pentru că nu dau explicații la nimeni, nu răspund în fața nimănui. Aha. Pur și simplu mă duc, îmi iau coletele de la depozit și am plecat după aia pe traseu cu ele, le-am livrat, după aia mă duc acasă, liniștit, nu știu. Da. Și cât livrez eu cu mine și cu muzica. Asta îmi permite să caut muzică mai multă, știi, și na, să partea asta. Și Dar prieten, chiar mă distrez, știi, cu oamenii, mai fac prieten, câte ți-ai o făcut pe glumă. acolo? Da, am câțiva prieteni. Am doi prieteni engleji și mai vreo trei români. Care nu mai țin așa, mai ieși, mai... Dar e greu să-ți găsești oameni pe aici, chiar e foarte greu. Oameni m-ar veni pe placul tău, E știi? greu, da, e greu. E Chiar foarte e aiurea. greu. Pentru că gândește-te tu la tine din România când veneau oameni pe care nu-i cunoșteau, pe care nu-i cunoșteai. Deci era destul de greu. Trebuia să fie un om super, super fain ca să poți să-l bagi în grupul tău de multă vreme. Și poate Exact. în grupul tău nu-l plăcea o persoană sau alta și atunci nu rezista în grup sau... Da, e puțin complicat. Exact. Complicat tot, nu știu. Dar na, e o experiență, pentru că cunoști și alți oameni, vezi și Clar. alte culturi, nu știu, poți să faci o comparație, îți oferă un strop de iluminare, cum ar veni, știi? Da, dar majoritatea Când timpului vezi și alți oameni. o petreci singură. Da, majoritatea mai mult Mm, singur. Și nu știu, am nice. observat că începe să-mi placă cumva singurătatea asta și cumva mă și sperie, știi? Acolo și eu, la nivelul în care eu n-am fost niciodată singur. Cât am stat în România, cât am stat 10 ani în Timișoara, în chirie, tot timpul când închiriam ceva, aveam un prieten sau doi prieteni cu care stăteam. Unde mergeam la lucru sau la școală, iară stăteam cu oameni. Niciodată, absolut niciodată, doar cât dormeam, stăteam singur. Da, Și exact. acum de un an am început să stau singur și începe să-mi placă. La început a fost chin, ca orice rutină care ți-ai implementezi, super grea la început. Mă gândeam, ce fac în pula mea? Nu are rost viața fără oameni. Dar are, până la urmă trebuie să fii tu împăcat cu tine și să fii fericit tu cu tine. Nu ai nevoie neapărat de alți oameni care să...
Aia e să te chestia, că facă noi stăm fericit. atât de mult înconjurat cu oameni încât pur și simplu nu ne cunoaștem pe noi, știi? Da, și asta e primul pas. Asta e primul pas pe care ar trebui să-l facem, să ne cunoaștem pe noi. Exact, Că în de primul acolo rând. pleacă tot. Nimeni nu oferă atenție Da. în, știi, Da, chestia asta. o faci inconștient. Nici nu-ți dai seama că... Da. Oricum, până la vârsta de 25 de ani, eu n-am realizat ce înseamnă viața. Eram doar în pulă de tot, hai să ne distrăm, hai să bem bășcălie, râdem, mă duc pe mine în cur de tot. Mai ce ne ajutăm foarte mult pe treaba asta. Da. Până a început să nu mai fie chiar așa. Să-ți dai seama că nu asta te face fericit. Ce te face fericit? Ce mă face fericit? Mm. Wow, asta chiar e o întrebare grea. Da, e Că destul de sunt grea. multe lucruri care mă fac fericit. Sau ce te face fericit pe moment și ce crezi că te-ar făcea fericit pe parcurs după ce îndeplinești misiunea, să zicem? Nici nu știu cum să răspund la întrebarea asta. Chestia e că lucrurile, nu știu, ideea e să ai un ideal, să ai un gol unde, care vrei să-l atingi. Știi? Da, Și cred că cam. aia îți dă iară o fericire, doar chestia e nu să fii fericit când ajungi acolo, știi? Normal. Știi, să fii fericit și pe parcurs, adică, știi? Aia, aici am vrut să ajung. Da. Mă face Nu știu, fericit pe mine acum, în fiecare momentele astea, moment. meditația mă face fericit, Aha. exercițiile fizice mă fac fericit. Faptul că îmi impun anumite chestii, de exemplu, uite, eu știu că fumez de obicei foarte mult și acum am început să nu mai fumez, de când sunt aici în Anglia, am început să nu mai fumez atât de mult cât fumam în România, de exemplu. Da. Și uite, acum am început să, de exemplu, o dată la lună, am un weekend în care weekendul ăla Da. pot să fumez, pot să, Poți să știi, faci ce să mă vrei. destind, Deci, dar după aia o lună de da. zile nu mă ating de absolut nimic. Cel mai bine așa. Numai că de Stau. multe ori nu reziști. Aia e chestia, că it's a practice și acolo, știi, Da, dar exact. na, eu văd că am rezistat până acum destul de ok și o să continui cu practica asta. Și eu zic, așa e cel mai bine. Mă Odată ajută. când Eu, de am exemplu, dacă, ai ajuns. văzut că dacă fumezi foarte mult, nu mai faci absolut nimic, deci nu-ți mai vine să miști un deget, pur și simplu viața pe pauză și zici later. Exact. Da. Și da. Ai vreun film preferat? Film? N-am unul preferat, sunt multe filme Zi, care îmi plac. zi, da, zi, zi, zi-mi un film care ți-a plăcut. Sau două filme care ți-au plăcut. Mă, uite, Matrix e un film care, nu știu, ar trebui să-l vadă orice om pe planeta asta. Da. Adică acolo spune foarte multe lucruri care sunt atât de adevărate, doar că n-a transpuse într-o altă idee cum ar veni, știi? Da. Gen ca Biblia, care e scrisă într-un fel, dar trebuie să-ți dai seama de fapt de ce e scris acolo. Nu o să o iei mot-a-mot. Exact, în voi mei. Și mulți oameni au luat-o deja motamo și Sunt foarte mult, să-ți dai seama. da. Nu vreau să deschid subiectul ăsta că e cutia Pandorei. Da. Ai vreun citat favorit? Let love guide you, not fear. Let love guy. Sau cum ai zis? Guide, da, let love guide you, not fear. I'll guide you. Da. Da, e bun. Eu cred că Adică să... poți să-l folosești în multe aspecte, în decizii de viață, în doar quote-ul ăsta. Să te duci dus de valul iubirii. Să iubești tot. Gen să iubești tot din jurul tău. Să Da, bă, iubești uite, fiecare moment. ca să dau un exemplu la chestia asta, e că, uite, cunosc pe cineva care vroia să plece, sau încă vrea, habar n-am, nu știu, care vrea să plece pur și simplu în pădure, să se desprinde de societatea asta, știi? Ok. Și motivele pentru care vroia să facă chestia asta e pentru că se introduce vaccinul ăsta care se zice că ar fi obligatoriu și că ei nu vor și că societatea se duce aiurea și na, chestii de genul.
Deci, practic, motivul lor pentru care vreau să plece din societate nu era dragostea. Da. Era simplu frica. Da. A fost în spatele deciziilor. Știi? Da, și da, da. De asta zic că contează foarte mult când iei decizii sau ceva să te uiți. Dar de ce vreau să iau decizia aia? De unde exact. Pleacă? Știi? Da, da. Și dacă stai și te gândești, în spatele deciziilor e frica. Frica. Da. Și na, asta e. De asta folosesc quote-ul ăsta și încerc să-mi țin în cap tot timpul, știi? Că da. Ajută. Câteodată ne ajută și frica. Da, nu zic. Te ajută frica înspre dezvoltare, că ți-e frică de ceva și atunci te pui în postaza aia și îți dai seama cum e de fapt cum e, mi-e frică când îți în ipostaza asta sau nu mi-e frică sau cum fac să scap de frica aia. Da, Și nu, da. Că și frica asta ajută până la un anumit da, să nu, nivel, știi? Să nu trăiești doar în frică, că atunci ești da. Anxios tot timpul, nefericit și... Da, să fie constructivă, ca în orice... Te ajută școala? Poftim? Școala? Da, asta întreb pe toată lumea, sunt curios. Eu am făcut școală, să zic așa, până prin clasa 8-a. Din clasa 8-a până am terminat, bum, ți, bum. Aveam în jur de 250 de absențe pe semestru. Deci... Cam acolo și eu. M-au lăsat liber să stau în Timișoara, în chirie, de când am început liceul. Și chiar am fost liber, am făcut ce am vrut. Adică am dormit, că asta îmi place mie să fac, să dorm. Nu e ca și cum făceam eu prea multe prostii, dar dormeam. Lăsați-mă dracului să dorm. Am eu timp să învăț. Care sunt lucrurile care te distrag când încerci să fii focusat pe ceva? Facebook-ul, Messenger-ul în special. Nu neapărat Facebook-ul. Da. Dar vorbesc cu foarte multă lume, știi, și tot timpul ești distras în stânga, în dreapta. În... Da, da, da. Te distrag și am observat la mine că mi-am implementat foarte multe obiceiuri scurte, de exemplu cum e Messenger-ul, cum e Instagram-ul, cum e o grămadă de site-uri pe care intri și nu faci nimic. Intri, verifici, te-ori distras de la ce e esențial și după aia ai plecat, ai rămas încăcat, că nu mai poți fi la fel de focusat cum erai în trecut, cum erai când te-ai apucat să urmărești ceva sau să înveți ceva. Și astea mici, obiceiurile astea mici pe care ni le-am implementat, ne distrag foarte, foarte mult de la esență, de fapt. Adevărat. Da. Iei medicamente? Obișnuiești să iei medicamente? Nu, nu. Pe liber. Și dacă pățesc ceva și asta, prefer să apelez prima oară la remediile naturale și dacă chiar se agravează și pui, atunci recurg și la... Și la medicamente. Dar am încredere în sistemul nostru imunitar că își face treaba cum trebuie, dacă îi dăm ce-i trebuie. Da, da, clar. Adică trebuie să ai grijă de tine pe parcurs. Da. Da. Oricum, orice ce zicem acum, nu știu, nu vreau să le ia cineva ca și sfaturi. Nu, da, clar. Că nu suntem doctori, nu suntem noi doar avem o conversație nu suntem... și ne dăm cu părerea. Noi asta exact. Facem. Eu pur și simplu vorbesc din experiențele mele care le-am avut. Exact. Poate la altcineva funcționează diferit. Cu siguranță. Da, cu siguranță. Da. Nu trebuie să ia nimeni de bun orice înveți. Nu înseamnă că dacă am citit o carte, eu trebuie să mă duc exact pe cartea aia și fac doar ce zice cartea aia. Nu, tu ai deja părerea ta construită și îți mai iei o idee din altă parte. Dar tu analizezi dacă aia e bine sau nu e bine și o mai studiezi. Nu ai luat-o și gata, așa fac. Vezi, mai studiezi puțin despre fenomen. O implementezi puțin în viața ta, vezi ce rezultate ți-aduce, știi? Da. Testezi chestii. Da, siguranță. Trial and error. Try and what? Trial and error. Ah, try and error?
Da, trial and error. Adică încerci, vezi ce merge, asta n-a mers, bun, ok, încerci alta. Sau dacă n-a mers, folosești altă tactică ca să o faci să meargă. Sau... Da, exact. Adică și asta încă o chestie pe care am observat-o, că trebuie să fii dispus să începi de 100 de ori un lucru dacă chiar ți-l dorești. Adică foarte multă lume își pierde entuziasmul pe parcurs. Și știu că foarte mult știu că aia le aduce fericirea, acel când ating acel punct, dar pur și simplu îl pierd pe parcurs, că se lovesc de vreo problemă sau alta. Și trebuie să fii dispus să încerci de 100 de ori dacă e nevoie, dar dacă de 5, 6, 7 ori nu a mers cu cum ai practicat, o schimbă puțin ceva, nu mergi Exact. pe aceeași cale. Trebuie să Exact. schimbi. Trebuie să schimbi Schimbă calea. tactica. Schimbă tactica. Dacă vezi Schimb. că nu merge. Exact, schimbă-ți cuvintele și îți vei schimba și viitorul. E quote-ul care îl folosești tu? Ai, prima oară când am zis-o, dar aveam notat, am foarte multe idei. Eu mai am idei așa din când în când, nu știu de unde vin. Și de obicei mi le notez sau mi le înregistrez și le ascult și când învăț ceva, îmi repet cu voce tare după ce mă întreb pur și simplu după ce am învățat ceva, mă întreb, na, ce ai reținut? Că am observat înainte că urmăream și nu rămâneam cu nimica. Acum nu mai. Bă, dacă n-am învățat-o, n-am reținut nimica, o mai uit odată. Și mă mai uit odată. Până o înțeleg. Adică nu trebuie să abandonăm nimica, doar că, bă, am văzut filmul ăsta, n-am înțeles nimic din el, dar lasă că nu mi-l trebuie. Și știi că poate filmul ăla e bun și te-ar putea ajuta să înțelegi unele. Și de aceea da, îmi pun întrebarea la sfârșit. Bă, ce ai învățat acum? Și îmi zic respicat, îmi zic cu voce tare ce am învățat. Da. Și îmi și registrez și ascult ce E am un zis. exercițiu foarte bun pe care îl faci. Da, mersi. Și când citești, iar e foarte important să citești și după aia să te și gândești la ce ai citit. Te ajută să asimilezi iar mai mult decât dacă doar ai citit o carte cap-coadă și n-ai Da. sta să și gândești unele lucruri de acolo. Da, și acum cum am început cam să mă documentez doar în engleză, am învățat engleza recent, mai ales câte, adică îs cuvinte pe care nu le înțelegi. Și atunci tu pur și simplu n-ai înțeles o propoziție doar din cauza unui cuvânt, pentru că nu te-ai oprit să-l traduci și după aia, după ce l-ai tradus, poate trebuie să-l vezi și în dex ce înseamnă. Adică Exact. trebuie să înțelegi pe deplin propoziția, nu doar să o lași să nu înțelegi nimic de la viața asta. Trebuie să înțelegi tot. Nu te lăsa până n-ai pușcat ceva acolo în creier. Vrei să intrăm în religie? Religie, uai, Vai, fu, nu vai. știu. Dacă vrei, putem să discutăm puțin, dar... Da, aș vrea să știu părerea ta despre religie. Părerea mea despre religii. Mă, Da. religiile ca și bază, toate sunt bune ca și bază. Adică dacă stai să studiezi, cred că orice religie are la bază cele 10 Da. porunci, nu? Da, 10 porunci. Da. Și alea trebuie să le ții cumva. Adică, deci stai puțin, prima oară eu nu am citit nici Biblia, nici Coranul, nici... Da. Nu știu, cartea care au hindușii sau, mă rog. Dar am văzut că religiile sunt, baza lor a fost foarte bună, știi? Da. Dar în timp au degenerat, că na, oameni, știi? Putere. Da. Și na, s-au transformat în altceva decât au fost intenționate pentru prima oară când au fost create. Exact. Și na, eu cred că din fiecare religie poți să iei câte ceva bun care Da. să te ajute în evoluția ta ca și om. Dar să nu dai în fanatism, știi? Adică Cum să o fac înțelegi. mulți. Da, când ai zis că ai Cam asta. înțeles-o, you're doomed. Da, e cam. Știi? Da. Da, să nu luăm pur și simplu de la sine tot ce ne-i pus pe tavă. Trebuie să analizăm. Exact. Și analiza merge doar ducându-te în profunzimea subiectului. În extraterestre, crezi? Ar fi imposibil să nu cred, adică Ok. uite-te câte
planete, câte galaxii sunt. Uită-te câți prieteni extraterestri am, ești prost. Nu vezi. Dar în spirite? Da, și în spirite, de ce nu? Ai avut vreo experiență cu spirite? Ai auzit pe cineva să aibă vreo experiență cu spirite? Am avut o experiență destul de ciudată odată când eram la muncă. Eram pentru prima oară când am intrat în Anglia, în 2016. Și lucram la o fabrică de cartoane atunci. Și pur și simplu atunci am început pentru prima oară să meditez, să încerc să nu mai mă focuseze pe gândurile astea nașpa și am început să fac practici din astea. Și la un moment dat, nu știu, eram la lucru și am intrat așa într-o stare din aia de bliss total. Deci am pur și simplu, n-am știut ce se întâmplă, am zis nici de la ecstasy n-am primit așa kick tare, știi? Deci a fost ceva ce m-a trezit cumva la realitate. Am început să intru într-o stare din asta foarte faină și începeam să-mi pun întrebări. De ce intru în starea asta? N-am luat niciun drog, zic, ce se întâmplă? Și în timp ce îmi puneam întrebări, cumva primeam răspuns de la muzica care cânta, versurile sau oamenii care treceau pe lângă mine, îmi dădeau răspunsuri la întrebările mele din cap. Știi, și ei vorbeau random și asta, și pentru mine a fost așa mind-blowing toată chestia asta. Practic asta m-a întărit și mai tare pe drumul ăsta cu meditație și toate lucrurile astea. Da, da. Chiar sunt momentele alea care vin și nu știi de unde vin, dar da, ești complet fericit. Eu care nu credeam în Dumnezeu și care nu credeam în astea, știi? Adică un wake-up call, știi? Aha. Pentru că eu foarte mult când eram copil, eu pe la vreo 17 ani m-am declarat ateu. Pentru că aveam ideea asta în cap, că dacă iei un om și îl crești într-un mediu în care nu îi zici de Dumnezeu, nu îi zici de religie, nu îi zici de toate lucrurile astea, omul ăla cum o să ajungă să știe el de Dumnezeu sau că există Dumnezeu dacă nu le-o citi de undeva sau dacă nu le-o auzi de la cineva, știi? Da, da, da. Și pe ipoteza asta am mers că, bă, n-are cum să existe Dumnezeu pentru că nu... Da, dacă e un om și îl separ de toate cunoștințele astea, de unde o să știe el Dumnezeu, știi? Da. Și na, întâmplarea s-a făcut ca să înțeleg și cum poți să ajungi să afli de Dumnezeu sau de forța sau de univers sau cum vrei tu să-i zici, de forța asta, știi? Pur și simplu experiențele care le-am pățit m-au făcut când m-au adus să cred lucrurile astea. Să crezi în Dumnezeu? Sau în putere, cum vrei tu să-i zic, da. Dar pur și simplu, na, experiența m-a făcut să cred lucrurile astea, nu pentru că le-am citit undeva sau pentru că așa scrie undeva. Știi? Da. Și de asta n-am citit nici Biblia, de asta n-am citit nici foarte multe cărți religioase. Îți place locul în care trăiești? Camera. Eu m-am închis în cameră, eu nu mai ies de aici. Bă, camera îmi place, mi-am făcut-o așa pe gustul meu, ca să zic că dacă tot petrec aici destul de mult timp, măcar să fie... Tu când intri o cameră, chiar o faci cum vrei tu. Țin minte de când locuiam împreună și... Chiar ai început să investești în cameră. Tu asta e primul lucru care îl faci în viață, investești în cameră. Da, petreci mult timp aici și dacă aici nu ți e bine și nu ți place când intri în cameră și asta, pui mei, știi? Da, da. În schimb, nu-mi place. Îmi place Anglia ca și peisaje, ca și locuri de vizitat, dar nu-mi place ca și vreme. Da. Da, vremea și aici. Da, na, te obișnuiești. Da, oamenii? Cum sunt oamenii acolo? Bă, oamenii sunt mult mai fericiți cumva.
față de media de la noi. Știi? Sunt mult mai ok, mult mai cu zâmbetul pe buze. Poți să discuți altcumva cu ei. Dar îs și care îs... Bine, nu poți să generalizezi. Îți dai seama. Ca oriunde nu poți să generalizezi. Ca să încerc să exemplific chestia asta cât mai bine, de exemplu, prima oară când am fost în Anglia, am stat aici 9 luni de zile și după ce m-am întors acasă, eram așa cumva fericit și pe stradă și am mers cu tramvaiul prin Timișoara. Și aveam așa o stare foarte faină în interior și mă uitam în jurul meu și vedeam numai fețe triste în tramvai, numai fețe triste. Da, oameni nu care cred și prins în gând. Simțeam eu aiurea că eram tot zâmbăreți. le fut starea la ăștia în pula mea. Da, da, da. Hai să fiu și eu trist, să nu par așa. Să nu par. Dar poate mă judecă ăștia prea mult, că sunt prea fericit în pui mei. Da, man, uite, în ziua de astăzi, dacă ești fericit, consideră lumea că ești drogat. Nu mai poți fi. Asta e la noi în țară, că aici am văzut că, da. Nu știu... Da, da. Uite, de exemplu, mai livrez câteodată și cu muzica blană și, nu știu, sunt așa pe val în puii mei și mai glumesc cu oamenii și asta, știi? Da. Și foarte mulți, știi, sunt cumva fericiți cu mine și văd că le dau un zâmbet numai că mă văd pe mine așa fericit, știi, parcă le schimb și lor starea, știi? Da, seama, e foarte mă lipsitoare starea pe care o ai tu. Da, 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 da. Și de aia contează foarte mult oamenii cu care te înconjori, contează enorm de mult, că dacă ai oameni care sunt negativiști și care te afectează foarte mult. Ai grijă de oamenii de care te înconjori, că te vii ca ei. Asta e o chestie care mi-a rămas mie în minte. Nu mai știu exact cine a zis-o, dar chiar trebuie să ai foarte mare grijă de cine te înconjori. De acolo pleacă tot. Că, uite, de exemplu, observ la mine, eu nu mai fumez țigări așa mult. Fumez poate un pachet la 2-3 săptămâni, dar când ești cu prieteni care fumează, păi bag și eu, te bagă și ei. Bei. Bei. Da, când beam. Uite, eu de exemplu, până aseară, în puii mei, eu n-am fumat deloc țigări, am din aia țigare electronică. Pe aici, nu știu pe unde. Da. Și fumez din aia foarte mult, am învățat să reduc țigările. Dar acum mi-am luat un pachet de țigări zilele astea pentru că n-am trebuit pentru alte lucruri. Văd că îi dau biceps cu țigările. Dacă le am lângă mine, văd că nu prea pot să mă obțin. Da, vezi și momentele alea când ești relaxat și nu trebuie să te abții neapărat, dar trebuie să nu te judeci. Când faci ceva, să-ți asumi. Dacă am făcut-o, nu mai mă judec. Asta e. Da, exact. Trebuie să fii pregătit de consecințe. Adică poți să faci orice lucru vrei tu, oricât de nociv, oricât de nașpa ar fi, fă-l. Dar fii pregătit pentru consecințe. Adică să nu stai să plângi ca un bebelaș în puii mei când vin consecințele, știi? Exact. Da, frumos zis. Da. Da, așa e. Zi-mi un party de neuitat care ți-a rămas bine în minte. Când am fost la un party, am uitat toate partiile. No, cel mai fain m-am distrat nu la party-uri, m-am distrat la festivale, dacă e să luăm partea asta. Deci la festival m-am distrat cel mai fain. Da. Experiența de festivale nu se compară cu party-urile care se fac în general, dar sunt și party-uri care sunt bune. Adică. Mai rar, dar nu. De ce îți plac festivalele mai mult decât un party? Mai multă lume, pentru mai organizat. Poți să te conectezi cu mai mulți oameni, îți oferă așa o libertate, cel puțin festivalele la care am fost eu, știi? Noi erau foarte mulți oameni și erau oameni faini în general, adică se făceau workshop-uri pentru meditație, pentru diferite lucruri, nu numai meditație, o grămadă de alte aspecte, știi? Și pe timp de zi mergea muzica la o scenă, dar puteai să te duci la workshop-uri din astea și învățai foarte multe chestii, făceai foarte multe exerciții. Și seara îți rupe capul. Liberă imaginația. Da, da. Ce calitate apreciezi cel mai mult la un om? Ce calitate apreciezi cel mai mult la un om? Aia că cum ar trebui să fie...
Nu știu, ce calitate apreciezi? Nu A, să fie, să fie el, cred că e cea mai... să fii tu, adică să nu încerci să... să-ți pui diferite măști și să te dai tu nu știu cine sau... fii tu, oricum ai fi tu, că ești mai prost, că ești mai deștept, că ești mai frumos, că ești mai urât în pui mei. Da. Ai curajul să fii tu, cumva, știi? Da, exact. Că, na, de multe ori oricum ne punem măști și cam toți o facem în anumite circumstanțe, știi? Doar că și asta e o practică, să nu-ți mai pui masca în anumite circumstanțe. Cred că o practică care ar putea să schimbe lumea, după părerea mea, ar fi judecata. Cum să facem să nu mai judecăm oameni? Tu vezi că foarte multe traume din copilărie pe care le ai, le ai pentru că ai fost judecat de oamenii din jurul tău. Și după aia ți-a fost greu să le mai faci. Doar pentru că judecăm. Judecăm. În loc să observăm și să spunem oamenii și oamenilor și oamenilor să fie deschiși, să o primească cu zâmbetul pe buze și să vadă, bă, e bine sau nu, dar nu râdem de oameni. Sau nu ne îndepărtăm de oameni doar pentru că nu s-a atât de pregătiți într-un anumit domeniu sau în ceva. Pentru că la un moment dat poate n-ai fost nici tu pregătit. La un moment dat poate n-ai avut chef să faci foarte multe. Și atunci na, ai rămas oarecum, nu în prostie, dar în lejeritate. Bă, și... eu ce-am observat, mai ai de spus scuze, am crezut că ai terminat. Nu, e ok, poți să zici. Da, ideea e să nu ne mai judecăm. Asta e o... Să spui părerea ta, dar să nu judeci. Să nu râzi de oameni și să nu te îndepărtezi de oameni din cauza că îți spun părerea lor. Da. Dar uite ce am observat eu în experiența mea e că de obicei oamenii care arată cu degetul și care râd de alții, de fapt oamenii care fac aceleași chestii. Da. Doar că poate nu le fac la nivelul ăla, dar la alt nivel, dar exact aceleași lucruri le fac, știi? De obicei arăți cu degetul exact ceea ce e deja în tine, cumva. Da, Tu faci deja, judeci de fapt ceea ce faci deja. Sau auzi și alți oameni care sunt bine pregătiți în de ce râd de tine și o fac doar ca să arate ei că eu sunt foarte bine pregătit în chestia asta și râd de el ca eu să apar superior. E prea mult eu în toată lumea asta. Am intrat pe Facebook acum ultima oară, înainte să-l șterg, am intrat și am văzut 20 de oameni la rând s-au postat pe el. Adică eu, man. Eu, nu contează altceva, eu-s. Eu zic că tot ce facem ar trebui să o facem pentru oameni, nu pentru noi, în mare parte. Acolo începe magia. Da, exact. Când tu te pui pe locul doi. Și uite, și eu fac podcastul ăsta pentru oameni. Într-o conversație cu oameni fain de 2 ore și dacă conversația e relaxată, găsești o idee care poate un om nu s-a gândit la ideea aia. Și poate o să-i prindă bine. Sau poate să o mai studieze după aia. Dar să faci ceva pentru oameni, nu pentru tine. A, zic și eu. Da, nu luați de bun ce zic. E greu să faci. E greu să faci pasul ăla. Chiar e greu să faci pasul ăla. Ce înseamnă prietenie? Scuze. Necesită sacrificiu să faci lucrurile astea, ce zici tu. Da, cam tot e cu... Are mulți oameni încă nu sunt pregătiți să-l plătească. Da. Știi? Da. Când îți pregătiți să o facă? Măcar să o faci odată în viață. Păi aia e chestia, că fiecare suntem la un anumit nivel. Și n-ar trebui să ne... Da, exact. Un anumit nivel și n-ar trebui să-i jude nici pe ea din spatele tău și nici pe ea din fața ta, știi? Exact. Și să te uiți la tine și la evoluția ta, că automat când începi să te compari cu X și cu Y, când pe mine vezi că tu nu ești bun de nimica. Tu îți dai seama că ideea asta a fost implementată de părinți de când am fost mic, ce not o luat ăla? Din start te-o comparat cu ăla și cu ăla și cu ăla. Și atunci asta faci tu în viață. Te compari cu ăla. Crezi că tu nu ești bun. Te-a făcut și tu ți-ai repetat chestia asta în cap că tu nu ești bun de nimica. Și guess what? Se adeverește că lucrurile care ți le repezi cel mai mult în cap tinde forma orice. Poate de aia nu e ok să facem copii de la 20 de ani.
Eu nu cred că e ok nici acum la 29, mai puțin Da. 30. Dar totuși ai avea alte experiențe de viață și alte mentalități decât la 20 de ani. Clar. Adică altfel ai crește. Clar. Uite, pe foarte mulți oameni, faptul că au avut copii i-a stabilizat cumva. Da, Am și aia. Și văzut aia. foarte mulți. Da. Că n-au, s-au lovit pur și simplu de niște probleme inevitabile și au trebuit cumva să iei acțiune. Da. Și cred că la un moment dat în viață îți trebuie un copil. Îl înveți de la un copil și îl vezi cum el, la 2 ani cel puțin, copilul cred că e cel mai fain. Când e liber, nu are conștiință, face ce vrea el, nu-i pasă de nimica și pur și simplu vezi, uite-te și tu cât e de fericit copilul ăla. De ce e atât de Asta e fericit? un lucru care noi trebuie să-l învățăm foarte mult de De la la ei. copii, clar. Da. Și că se zice că singurul animal, asta iar am auzit-o și nu vreau să ia lumea de bună, dar și că singurul animal care este trist este animalul care stă cu omul. Câinele e trist pentru că stă cu omul și omul e trist. Nu? Ai văzut tu vreo vacă tristă? De fapt, cred că toate vacile sunt triste, că doar stau și pasc. M-am gândit într-o zi, oare ce face o vacă dacă o lași pe câmp și vede zăpadă? Cred că îi dă eroarea aia, 404, se aruncă pe parte, știi că n-are ce să pască. Aia e singura activitate a ei. Hai de pula mea, unde-i toată iarba? Eu ce pasc acum? Da. Ce înseamnă o prietenie bună pentru tine? Cum ar trebui să fie un om ca să fie prieten bun cu tine? Sincer. Sincer, da, foarte important. Sincer și să fii cumva, nu știu, să lăsați așa un open space în puii mei. Că de multe ori greșești într-o prietenie, știi? Da. De foarte multe ori greșești. Și ideea e să fii cumva, să poți să și ierți pe omul ăla dacă ți-a greșit cu ceva și vezi că n-a făcut-o cu puria intenție sau pur și simplu a făcut-o că a fost în necunoștință de cauză sau, știi? Și na, trebuie să dai și șanse omului. Da, clar, trebuie să-i Nu dai știu, și cred că e trebuie să ne iertăm. o relație de prietenie se asociază foarte mult și cu o relație pe care o ai cu o femeie. Știi? Aha. Ok. Da, cred că Se contează. asociază în foarte multe lucruri. Da. Și e greu să ai pe cineva stabil. Da, e destul de greu. De ce zici că este greu? Când zici că e greu să ai o relație? Greu, pentru că cu cât ne dezvoltăm mai mult, cu atâta devenim cumva mai complexi și nu mai acceptăm orice chestie, știi? Când ești mic, poți să-ți faci o grămadă de prieteni. Lejer. Am zis că cu cât crești mai mult și cu cât te dezvolți mai mult, parcă ești cam picky, așa, nu mai stai lângă oricine. Da, doar că, uite, eu m-am gândit odată la chestia asta și m-am gândit că, bă, tu cu femeia cu care ești, n-ar trebui să fii atât de critic. Adică ești critic în unele privințe când te gândești, bă, poți să fii împreună sau nu poți să fii împreună. Dar după ce ai ajuns oarecum să iei decizia că, bă, pot să stau cu femeia asta, ar trebui să te comporți cu ea ca și cum ar fi copilul tău. Că nu-i fuți două până la copilul tău când începe să plângă, nu? Încerci să-l calmezi, încerci să, bă, hai să. Și să, da, cred că relația trebuie să iei oarecum, să nu, să creșteți unul cu altul, oare, să, na. E o carte foarte, foarte faină. Se numește The Five Languages of Love, parcă ceva de genul. În care pur și simplu na, îți explică cam cum ar trebui să te comporți, cum să fii când ești într-o relație. Adică o să vezi că fiecare avem un limbaj al iubirii, știi? Și tu trebuie cumva să îi vorbești ei limbajul pe care îl înțelege ea ca și limbaj al iubirii. Adică nu doar să-i spui te iubesc în puii mei și Normal că nu doar asta. Dar trebuie. Asta rezolvă tot. Dar uite, unele femei se simt iubite, de exemplu, când primesc cadouri. Unele se simt iubite când pur și simplu faci chestii prin casă. Da, Și noi la fel, uite,
unele femei se simt bine când le atingi, când, nu știu, le oferi timp. Da. Petrecut cu ele. Da, e o muncă comună la mijloc. Nu da, poate să vină da, doar din partea unuia. Trebuie să fie din ambele tabere. Da, clar. Sacrificii și... Și na, atâta timp cât tu îți cunoști femeia cu care ești bine și știi că ăsta e limbajul ei prin care se simte iubită și asta, cumva, na, trebuie să-i vorbești. Da, comunicarea e cea mai importantă. În absolut orice. Foarte. În absolut orice. Că și la lucru. Eu, cel puțin, în relațiile mele care le-am avut până acum, am avut probleme foarte mari a comunica, știi? Da. Și eu am avut. Să-mi dezvolt partea asta. Eu asta e și una din motivele pentru care am început vlogul ăsta. Să am o comunicare mai bună cu oamenii și să pot să stau cu orice om, să pot să vorbesc cu orice. Indiferent, na, atâta pot, atâta mă duce capul, atâta am învățat până acum, dar măcar să fiu, să dau o stare bună omului, să pot să vorbesc cu el. Și e foarte importantă arta asta de comunicare. E super și am început să o transformăm în ceva scurt. Și ce faci, cum ești? Fain, ești bine? Da, na bine, hai să lucrăm. Da. Poți să lucrezi și să vorbești în tot timpul ăla. Poți să te duci în profunzime să vorbești cu oameni. Exact, dar mulți oameni nu sunt dispuși să se deschidă. Și mulți oameni renunță, la fel cum renunți la a-ți atinge scopul în ce-ți dorești să faci, renunți și la o conversație pe la jumate, pentru că, nu știu, pui presiune pe mintea ta. Pui presiune că nu-s capabil să duc conversația asta la într-un punct în care să fie o conversație frumoasă. Și atunci mă rezum la... Punem prea multă presiune, da? Știi care e chestia? Că și mulți oameni se deschid în fața ta dacă văd că ești capabil să înțelegi, știi, unele lucruri. Da. Sau să fii deschis, da. Da, pentru că dacă tu discuți cu cineva și vezi că nu-i deschis și vezi că degeaba îi zici anumite chestii, că nu te-ar putea înțelege sau... Vezi oamenii aia cu care poți să discuți o seară, și nu cazi niciodată la un numitor comun, în niciun subiect, ci stai 7 ore cu persoana aia și niciodată nu cădezi să zică persoana aia, bă, ai dreptate. Îs persoanele alea care nu o să-ți dea dreptate niciodată. Bă, eu am avut ideea asta de la început, tu nu vii mie să schimbi ideea asta. Da, și eu făceam chestia asta, încă o mai fac câteodată. Da, e greu să accepti că nu ai dreptate. E chiar greu. E greu, dar ar trebui să lucrăm la asta. Da, aia încerc să dezvolt și eu mai mult. Am un prieten cu care vorbesc foarte mult și... cu el am reușit să ating lucrurile astea cumva. Știi? Adică el are așa un dar din naștere în ale vorbitului, știi? Aha. Da. Și chiar învăț foarte multe lucruri de la el pe tema asta. Da, sunt oameni faini cu care poți să discuți multe. Și sunt oameni care te întâlnești, cum am mai zis, te întâlnești cu oameni care pur și simplu simți conexiunea de la început fără măcar să vorbești nimica cu ei. Și câteodată chiar se adeverește să fie așa. Și poate doar gândindu-te tu că ar putea fi o conexiune între tine și el, din start ești mult mai deschis și ești mult mai entuziasmat și atunci îi transmiți starea și lui. Exact. Mai ies persoanele aia care ies... A, ești din 93 și eu sunt din 93. Zici că ați fost prieteni toată viața. Și acolo căutăm conexiuni. Căutăm conexiuni cu oamenii de obicei. Știi? Și dacă vedem că avem numitori comuni și asta, uai, și tu ai făcut aceeași zine. Uai, păi te iubesc. Exact. Și el are 3 crime la activ, știi? Dar are aceleași chestii cu tine, man. Ți-ai cumpărat și tu mere astăzi, culmea, man. Și eu mi-am cumpărat mere astăzi. Hai să vorbim despre viață și să vedem, să descoperim esența vieții. Zi-mi un moment care te-a marcat pe tine din copilărie. Un moment care m-a marcat? Da, gen să-ți fi rămas, fie el bun sau rău.
Wow. Asta e o Nu. întrebare grea. Da, e o întrebare la care poți să te gândești, dar nu ne grăbim niciunde. Dacă vrei, poți să mergi, te piși, te gândești, poți. Uai, serios, hai să facem o scurtă pauză publicitară de 2 minute, că ne așa. Ok, hai să luăm o pauză atunci. Hai, bără, bă. Bă. Gata. Hei, salut! Cu ce vă putem servi? Avem crocodili cruzi, crocodili fripți și crocodili vii. Să faci un intro pe cu tema asta. Depinde dacă vrei tu să fii mâncat sau tu vrei să mănânci. You're the big fish or the small fish? Exact. Da, un moment din copilărie. Nu știu dacă pot să pun așa degetul și să zic pe un punct anume din copilărie, dar mi-a plăcut copilăria că mergeam foarte mult la sat când eram mic. Și mi-amintesc că perioada aia acolo plecam dimineața în pădure cu vărul meu și ne întorceam seara. Știi? Oare ce făceați Și voi în pădure atât timp? culegeam ciuperci în general și pur și simplu ne prosteam, alergam pe acolo, ne urcam în copaci, nu știu, făceam tot felul, luam frânghile, agățam de copaci, începeam să, știi, să ne dăm pe ele, foarte multe lucruri din astea și îmi plăcea foarte, deci perioada aia mi-a plăcut enorm din copilărie. Nu, vezi? Cam de aici, când te duci în profunzime, acolo trebuie să te duci, în copilărie. Bă, ce făceam eu, mă, de eram atât fericit o zi întreagă, fără să am un calculator, fără să am un televizor, fără să nimica. Doar eu cu vărul meu, nu? Da. Da. De asta îmi place cel mai mult să pun întrebarea asta. Un moment din copilăria ta, un moment pe care îl reții. Oh, mersi, mersi pentru inimioare. Nu știu ce face, am zis să o apăs. Mă, să n-apeși pe ăla roșu care Da. cu receptorul în jos. Nu că ăla știu ce face, asta nu știam, am apăsat. Îmi plac lucrurile noi tot timpul. Și inimioarele, că ziceai că ești cu iubire și trebuie să transmiți iubire. Da. Cum a ajuns inimioara să fie semnul iubirii? De ce inimioara? Că totul pleacă de la creier. Da, dar nu știu, ai văzut când simți iubire pentru cineva, de obicei o simți în piept. Nu știu, Îți bate e inima mai tare. Da, poate. încă îți bate mai tare, e acolo un vârtej așa de sentimente și de chestii care se produce. E ca și Iron Man, ai văzut că are chestia aia în piept, e acolo și ai văzut când scoate laserul la tare. Cam așa se întâmplă când iubești pe cineva. Da. Și, na, nu știu, eu acolo am simțit cel mai mult iubirea. În piept. În piept. Da. Și În spate. probabil, na, inimă. Mamă. Da, posibil să fie legătura asta. Da. La ce crezi că ar mai trebui să lucrezi la tine? Oh, la o grămadă de chestii. Bun răspuns. Toată lumea ar trebui să lucreze la foarte multe. Vai, sunt Da. multe că nu știu dacă mi-ajunge o viață. Exact. Dar zi-mi un top 2. Care crezi că e principalele la care ar trebui să lucrezi acum? Principalele care mă țin cumva in a way blocat, sunt dependențele. Și disciplina. Cam astea mă țin acum, oarecum așa, stuck. Da, oricum, ai progresat doar relaxându-te o dată pe lună și având un program. Da, chiar am Da. progresat pe partea asta. Dar nu. Și la disciplină am progresat foarte mult anul ăsta, anul 2020. Și eu, chiar m-a ajutat foarte mult anul 2020, că pur și simplu o trebuie să stăm în casă. O trebuie să stăm în casă și ce facem în casă? Începi Te-au să-ți dai băgat seama de tine. exact, te-au băgat așa în introspecție. Jur, Direct. jur. Eu zic că m-a ajutat, pe mine unul chiar m-a ajutat anul ăsta.
Doamne, mulțumesc că n-am... Lipsa partiurilor și asta, bine, na, și dorul României și muntelui și tralala, astea sunt chestii care n-am. Dar, per total, m-a ajutat exact ca și pe tine foarte mult anul ăsta. Dar doar gândindu-te că, bă, un party, din start știi că ai oportunitatea să mergi la party, dar eliminându-ți gândul ăla, bă, n-am cum să merg la party, că nu există parteri. Din start, nemai având gândul ăla, ești, găsești alte chestii de făcut. Da, da, da. Și alte chestii. Exact. Da. Crezi în karma și că totul se întâmplă cu un motiv în viața noastră? Da, păi da, karma, ce înseamnă karma? Karma înseamnă acțiune, nu? Adică orice acțiune o faci, pui mei... Ți se întoarce, nu? Asta cred. Întoarce, asta e karma. Da. Practic, karma e doar acțiunea în sine, doar faptul că tu i-ai dat drumul la brichetă. Samskara e de fapt ceea ce numesc oamenii karma. Ah, ok, ok, nu știam. Karma is gonna get you. Nu, samskara is gonna get you. Samskara. Da, samskara. Adică vreo scară. Adică e, după ce scapi, nu știu, cana, după ce ai scăpat-o jos și se sparge, aia e samskara, dar acțiunea e karma. Tu, faptul că ai dat drumul la cana respectivă, a rezultat în a se sparge, știi? Dar acțiunea tu ai făcut-o, asta e karma, asta e acțiunea, știi? Ai dat drumul la cană. Ok. Dar crezi că ți se întorc? Ce, adică dacă ai făcut ceva rău, crezi că ți se întoarce acel rău într-o altă formă sau nu ți se întoarce? Orice faci, ți se întoarce. Adică every action has a reaction, știi? Chit că faci bine, chit că faci rău, ți se întorc. Amândouă. E o lege naturală. Deci crezi. Și crezi că ți se toate se întâmplă cu un motiv, adică ți s-a dat asta în cale pentru a învăța ceva, nu pentru a fi supărat, pentru că exact. Ți s-a întâmplat asta, că și din rău poți să iei o grămadă de învățături. În orice rău există bine și în orice bine există rău. Da, da. E natural. Exact. Ying și Yang, asta exemplifică cel mai bine Ying și Yang, știi? Da, și la ce te referi că în orice bine există rău? Păi uite, în orice rău ăsta, pandemia asta care ne ține în casă și departe de party-uri, ăsta e un rău în puii mei, nu? Că e nasol să stai atâta timp în casă, să nu socializezi, să înțelegi, să nu ieși la un bar, să nu, știi, e crunt cumva. Da. În același timp, poți să-l transformi, uite, unii oameni încă își, ăsta cum zice, încă își înfingă ghearele în pereți în puii mei și nu știu ce să facă din cauza că e corona asta și alții care fac chestii și se dezvoltă pe nișe, știi? Nu există probleme dacă nu te gândești la, nu? Da. Poți să iei din orice bine un rău și din orice rău un bine. Da, dar ce poți să iei, ce experiență ai avut tu din care ai luat ceva rău din bine? Adică din bine să iei ceva rău. Cu ce crezi că te afectează când se întâmplă ceva bine? Păi uite, hai să zic așa, o relație, să zicem. Da? Ai întâlnit o fată, v-ați îndrăgostit, wow, ce frumos și totul. Știi, și după aia, bam, se duce tot cu spisul de suflet Da, eu zic că în bine de foarte multe ori te duci cu toată inima, fără să fii rațional și te duci în binele ăla și binele ăla vrei să ți-l implementezi în mai multe momente din viață și tot îl bagi bine, bine, care de fapt binele te face să nu te mai gândești rațional. Eu cred că acolo e rău din bine, că nu mai gândești rațional, te duci pur și simplu după cum simți. Da. Da, da, da. Și trebuie cu controlul, știi? Da, da, da. Ai frici? Nu înseamnă că e neapărat bine. Da. Ai frici? Ce frică? Care e cea mai mare frică ta? Oai, cea mai mare frică mea? Să nu ajung să fac lucrurile pe care mi le-am propus în viață. Aha. Asta cred că e cea mai
cea mai deep frică care o am. Și cam ce ai vrea tu să ajungi să faci? Când crezi că o să zici, bun, gata, că până la urmă tot timpul save-esc în orice moment al vieții, mai găsești încă ceva de făcut și tot timpul mai găsești ceva. Și cred că niciodată nu o să ajungi să le faci pe toate care le vrei. Sigur mai rămâne. Dar alea care contează, cum ar veni, alea care, știi? Da. Nu știu ce vreau să fac, știu că vreau să merg pe direcția asta cu muzica, doar că acum cumva mi-am pus-o așa pe on hold. Dar lucrez la ea. Okay. Lucrez la ea. Da, deci e acolo în fundal, cumva merge, numai că merge cu pași prea, prea mărunți deocamdată, dar n-am zis să trag mai tare pe partea asta cu banii deocamdată, pentru că vreau totuși să mă întorc în țară și n-aș vrea să mă întorc la un job de la 9 la 5. Da, e? Normal. De ce vrei să te întorci în țară? De ce ai vrea să te întorci în țară? Nu știu, vreau să mă întorc în țară că îmi place România. Aha. Aș vrea să mai merg și prin alte locuri, dar vreau să stau și în țară foarte mult. Adică dacă aș putea să fac aceiași bani, să zicem, care îi fac aici, să-i fac în țară, aș prefera să-i fac în țară. Da. Și pe aia să mă duc, nu știu, să vizitez și alte locuri și tralala. Da, dar ai văzut și tu că dacă vizitezi un loc, nu rămâi cu o experiență prea vastă. Adică vezi niște clădiri, vezi niște oameni pe stradă, poate, dacă ai noroc, mai cunoști un om perioadă, cu care... Zic, aia, da, dacă ai stabilitate financiară, nu te duci numai în concediu o săptămână și te-ai întors. Te duci acolo și stai, nu știu, o lună, două, că așa simți tu, că vrei să stai acolo o lună, două, trei. Știi? Și asta cred că de asta vreau să investesc foarte mult în poker și în stock market și criptomonede. Pentru că e ceva ce mi oferă libertatea de a face asta de oriunde, de pe globul ăsta și nu mă mai ține prins de un anumit loc. Da, asta e super important. Da. Că poți, da, asta cred că e job perfect, să știi că poți să mergi oriunde în lume și să lucrezi de exact, oriunde din lume. Să faci treaba și să faci bănuți. Da. Fute în gură de bani, că avem nevoie, man. Da. Trebuie sacrificii pentru ei. Și câteodată nu-ți plac sacrificiile alea. Da. Și câteodată foarte multă lume nu-și alege un job care îi place să-l facă și îl face cu ură doar ca să creadă că ajunge fericit sau ca să aibă un trai. Eu de asta n-am avut job în România. Exact ăsta e motivul. Pentru că nu mă duceam cu plăcere la lucru, nu făceam ce-mi place, nu era, nu știu. Dar mai există și varianta în care găsești motive să-ți placă. Și creierul tău se obișnuiește cu orice. Și dacă tu îi dai motive în care să găsești ceva plăcut într-un anumit job și nu te gândești doar bă, că iară mă duc acolo, bă, băga-mi aș pula că iară e luni și trebuie să lucrez. Că dacă tot timpul ai gândurile astea de n-am chef, mai bine renunță. Da. Eu cred că există joburi pentru fiecare tip de om, numai că trebuie să-l găsească. Uite, de exemplu, cum eu după atâția ani în pui mea am găsit că să lucrez pentru Amazon mi se pare un job care pot să-l fac încât să mă țin și să mă dezvolt de acolo. Adică am un an de zile în pui mea de când lucru la ei, eu n-am reușit să țin job mai mult de 3 luni de zile. Înțelegi? Da, nici ceva. Și încă îți place. Da, și încă nu mă duc cu scârba aia, știi? Încă da, mă duc liniștit, fain, dau cu muzică. Cam asta faci în timpul livrărilor, muzică. Nu, da. mai asculți podcasturi sau ceva, sau doar pe muzică? Da, de obicei în drum spre primul stop și înapoi, că cam de la depozit până dau primul stop, fac undeva la o oră. De obicei atunci ascult un podcast sau ascult pe cineva care vorbește despre ceva sau, știi? După aia îmi dau pe muzică, că na, cum tot ies din mașină, intru, nu se aude foarte bine să ascult un podcast și nu pot să stau focusat, știi? De-aia ascult muzică. Asta e fain la o meserie în care nu trebuie să vorbești cu lumea. Că ai timp să-ți bagi tu informații în minte. Că și eu de obicei când mă duc să trasez și am de trasat eu știu ce, îmi pun căștile... Și ascult o carte audio sau
un podcast sau orice. E o informație în plus care îți vine. Așa, dacă ar trebui să vorbești în meseria ta, gen, ai un text tocit și tot să-l repeți, mie meseria aia mi se pare cea mai grea. Adică cea mai, nu ți ajută, nu te ajută cu nimic. Așa, când ești într-o fabrică, ți-ai pus căștile și ești în lumea ta și doar faci ceva automat, eu zic că e mult mai ok meseria aia decât... Da, numai că, uite, nu prea te lasă în fabrici cu căști și cu chestii de genul și... Da. Nu te lasă? Nu prea. Am înțeles. Nu știu, am văzut ce e în depozit la Amazon. Aha. Și mai câteva depozite în care a fost și... nu e chiar așa, libertin. Adică, cam aiurea, știi? Da. N-aș pa să lucrez pe acolo. Nu. Câteodată trebuie să treci prin asta. Da, clar. Orice pleacă de jos. Numai să nu rămâi mulțumit niciodată cu tine, zic eu, că asta e... Să fii mulțumit cu tine și să vrei mai mult de la tine. Da, exact. Să fii mulțumit în momentul în care ești, dar să vrei mai mult de la tine. Exact. Da. Să mergi să te dezvolți. Oricum, dacă nu te dezvolți, automat te intri în starea de degenerare, dacă nu continui să te dezvolți pe o anumită nișă sau pe ceva. Da, și rămâi cu foarte multe... Devii nefericit, apar depresii, apar foarte multe lucruri. Rămâi cu foarte multe frustrări interioare care nu ți le dai seama pe moment, dar alea se acumulează și la un moment dat explodează. Da. Și când explodează, ajungi să-ți bați femeia, să-ți bați copilul, să mergi să te bați în birturi și nu știu cum, să te cerți cu toată lumea sau... Asta e un aspect, dar mai e și aspectele în care se transformă pur și simplu toate chestiile astea interioare, frustrările astea interioare se transformă pur și simplu în boli ale corpului. Da, exact. Da. Stresul cauzează cele mai multe boli. Da. Ce sfat ai dat copilului tău de 21 de ani? Copilul tău are 21 de ani acum. Ce sfat ai dat? Copilul meu are 21 de ani acum? Păi, nu știu, i-aș da vreo... Citește în gâtul mătii, vii la mine. Trebuie la școală. Crezi că eu știu? Mar și citește. De ce trebuie să citești? Doar citește. Știu, i-aș da o sumă de bani, i-aș da vreo, nu știu, 20-30 de mii de euro, habar n-am, nu știu, zic și eu o sumă acum. Și l-aș trimite în lume, un an, doi, trei. Du-te, frate, unde vezi cu ochii, du-te, lucrează, du-te, întreține-te din banii ăștia, ia-i, face crestul, descoperă-te pe tine. Dar nu trebuie să-i dai banii ăștia. Îi dai 2000 de euro și zici, du-te, lucrează și descoperă și altă lume. Că păi dacă îi dai banii aia, merge și se distrează și îl doare în pulă pe el, nu învață nimic. Păi da, dar alții nu primește. Adică i-ai dat banii ăia și tu zici, bă, timp de, nu știu, 4-5 ani, nu vreau să vii la mine cu niciun dâmbănuț sau am rămas fără. Ai rămas fără, te pui și muncești și iei de la zero. Adică chiar dacă aș avea foarte mulți bani, aș da o sumă fixă și aș zice, din ăștia te descurci singur. Da. Și dacă rămâi fără, frate, poți să îți oameni care trăiesc pe stradă, îți oameni care, uite, se duc și lucrează la un job de nimic doar ca să poate să supraviețuiască, faci același lucru. Eu cred că greutățile astea te învață foarte mult și te dezvoltă foarte mult ca om. Pentru că, nu știu despre tine, dar eu am fost ținut așa în palmă de mama toată viața. Da, și eu. Știi? Tata mă mai punea la lucru, dar... Să mă lovesc singur de greutăți, practic astea m-au construit cumva, știi? Când singur să-mi dau cu capul și să văd că, oh, shit. Din suferință înveți cel mai mult. Asta, okay. Zic, din suferință înveți cel mai mult. Asta pot să zic cu mâna pe inimă, să-ți convins de asta. Și cum suferi? Punându-te în situații cât mai grele. Să nu trăiești în confort. Să încerci. Învață și fă. Struggle. Da, și câteodată n-ai chef să faci, știi, câteodată ești, hai, dar nu mai bine stau. Și nu? Da. Acolo e momentul în care chiar trebuie să te împingi pe tine și zici, bă, trebuie, mă. Hai, mă, că trebuie, dar nu, știi că nu o să-ți placă de tine dacă nu faci asta. Începi să faci lucruri respectiv, știi? După aia, gata, s-a alineat, dar momentul ăla în care să iei acțiunea, să te duci, ăla e crucea. Da.
Da, trebuie să știm cum să ne motivăm noi pe noi. Exact, exact. În ce sens folosești mass media și cât timp pierzi pe internet? Social media. Pe social media, nu știu cât timp, pentru că de dimineață până seara vorbesc cu oameni. Uh-huh. Pe Messenger, cel puțin. Uh-huh. Ce vorbești cu oameni? Pur și simplu, na, situații de viață. Se întâmplă la unul ceva, poate îl mai ajut cu un sfat, poate așa. Ah, ce fain. Super drăguț. Da. Da. Idei, foarte mult discut idei. Uh-huh. Mulți oameni. Uh-huh. Da, și cât timp de dimineață până seara ai zis că folosești? Este o... Poți să intri în setări și să vezi cât timp ai stat pe telefon în ziua cu tare, știi? Mhm. Nu știu, cred că se instalează într-un Dar nu, că e din fabrică, cel puțin la Samsung am văzut că era din fabrică. Și vezi cât ai stat pe telefon și cât ai stat pe fiecare aplicație în parte. Wow. Am avut la un moment dat Tinder, am văzut la un moment dat pe Tinder am stat cel mai mult. Am avut o perioadă în care vreo 2 săptămâni am stat cel mai mult doar pe Tinder. Folosești Tinder? Mă, nu folosesc. Am încercat, dar nu, not my type. Ok. Și zici că pe Messenger pierzi cam cel mai mult timp. Da, Messenger, Poker, mm-hmm. YouTube, la greu. Ai câștigat din Poker ceva? Cum îți merge cu Pokerul? Acum vreo 3 săptămâni, cred că ceva de genul, am scos $700. Bravo. Ce turneu a fost? Dacă stau să mă uit așa la un grafic cât am băgat și cât am scos, îs cam pe minus, știu, cam dată. Uh-huh. Știi? Da, am înțeles. Dar cum, în ce turnee te bagi? Sau cum joci? Joci la cash? Nu, cash eu joc turnee. Eu mie îmi plac turnee, nu-mi place la cash. Uh-huh. Am încercat și partea de cash și asta, dar nu... Nu-mi place. Și de obicei cât sunt de mari turneele în care baci? Câte persoane sunt? Acum am un bankroll de $400 și mă joc doar turnee de $5 sau de $7. Mm-hmm. Sau câteodată mă mai joc și din alea de $2 sau... Și câte persoane sunt într-un... Am în jur de 5-600. 5-600. Și ce loc ai luat-o de la $700? Locul 2. La un turneu de $5. $5, $700. Not bad. În 4 ore și ceva. Alții fac €700 într-o viață. În Africa, pe acolo. Da, na, ideea e că și cu pokerul te dezvolți foarte mult, dar trebuie să te gândești că și undeva la 15% e pur și simplu noroc. Să zic așa. Mm-hmm. Dar foarte mult din poker e pe știință, știi? Da. Când de aia la turneele astea mari, internaționale, cam la ultima masă ajung cam aceleași fețe. Da. Dar acolo e și face-to-face, cred că contează foarte mult. Da, clar. Acolo oamenii cred că știu psihologia și au trecut prin niște turnee, exact, în care își dau seama după un om. Dar așa pe internet, cum îți dai tu seama? Da, că ăla nu schisează nimic. Ce, că dă fold sau că dă check? Acolo te legi de alte aspecte. Știi? Adică de aceleași aspecte care poți să le ai și live. Știi? Uh-huh. Dar na, live te ajută mai mult dacă știi psihologia omului foarte mult și uh-huh. ai ceva cărți citite în direcția aia, te ajută foarte mult la live, știi? Da. Dar la live ai fost sau tot ce joci? Da, am fost și la live. Aha. Acolo, în Anglia? Aici în Anglia n-am fost la live decât în 2016, că aici n-am apucat să merg încă la live-uri pentru că încă n-aveam destui bani încât să-mi permit să mă duc să joc la poker. Mhm. Uh-huh. Să niciodată nu joci mai mult de 10% din cât ai, știi? Ok. Da. Bă, e fain. Da, și mie îmi place pokerul. Dar nu m-am gândit să fac chiar o meserie din asta.
Niciodată. Dar e, e fain. Se și place, știi? Îmi și place. Și mie îmi place. Să poate câștiga și bani din asta, why not? Da, dar vreau să fie o sursă principală de venit, știi? Da, doar că o, și risc. Totuși, până la urmă, e și un joc de noroc, știi? Păi da, da, cam e. Cam destul de mult. Mai am o singură întrebare pentru tine. Bună. Ești pregătit? Zi, hai. Stai așa. Noi nu știu ce întrebare, dar asta am zis să o pun la sfârșitul emisiunii. Unde te vezi la pensie? La pensie? Cum te vezi pe tine la pensie, da. Îmi place întrebarea asta foarte mult. Nu știu de ce, e așa, te duce direct la tine, relaxat, deja ți-ai îndeplinit ce ai avut de îndeplinit și doar stai și belești pula și faci artă și citești ce n-ai apucat să citești și eu nu știu. Cum te vezi tu? Da. Mă, la bătrânețe mă văd foarte mult, nu știu, cred că o să fiu, nu știu, o să fac ceva probabil care să ajut oamenii într-un fel sau altul la bătrânețe. Uh-huh. Nu știu ce, habar n-am ce, dar cred că asta o să fac. Și oricum mă văd așa un moș din ăla super cool, știi, cu ochelari. Da, da, da. Și eu te văd pe tine. Spui bine, te ești cool de când te-am cunoscut și că ești cool. Da, mai când ești bătrân, din gen bătrânul fish, wise fishman. Wise man fish said once. Exact. Da, nu știu, asta cred că o să fac. Probabil o să... Nu știu, sau o să fiu pe undeva pe la vreo retraș undeva în munți sau și făcând de acolo chestii, nu știu, habar n-am. Dar oricum, ceva de genul oricum. De unde ți-a venit porecla asta cu fiș? Dacă îmi dai o liră, zic. Îți trimit, ai revolut. Da, perfect. Ok, bun. De unde vine fiș? Eram mic, cred că aveam vreo 10 ani și... Am fost și eu pentru prima oară la internet, cafe. Uh-huh. M-a dus un prieten. Totul pleacă de la prieteni. Pe tine în viață, tot, doar un prieten te-a dus undeva. Un prieten te-a învățat să faci și sex? Băi, dacă poți să-i zici o prietenă, hai să zicem. Tot în viață. Și vezi cât de importantă sunt oamenii în viață? Prietenii. Da. True story. Da. Și m-am dus la internet și ne jucam Counter-Strike și trebuia să-mi pun un nickname acolo. Și primul care mi-a venit mie în cap, că a zis că trebuie să spui tu al tău, știi? Și primul care mi-a venit în cap a fost Fish, pentru că am văzut, mă uitam atunci în perioada aia pe Cartoon Network la niște desene cu pești, nu mai știu exact ce. Și auzeam acolo fish, că nu erau traduse înainte, știi, fish. Fish. Sună bine. Fish. Da. Și de atunci așa mi-a rămas. Fain. Da. E o poreclă care ți-ai pus-o singur. De obicei, uite, vezi, asta nu a venit de la prieteni. Asta a venit de la tine. A venit cumva cu mantă de la prieteni, știi? Da. Bă, mă bucur foarte tare că te-am avut ca invitat. A fost o mare plăcere. Și eu mă bucur enorm. A fost frumos și te mai aștept și altă dată. Cu mare drag. Mai bine, mai învăț și eu chestii până atunci. Exact. Progresăm și împărțim unii cu alții. Exact. Tot ce învățăm. Sharing is caring. Yeah. Yeah, man. Bun. Mulțumesc și eu pentru invitație. Cu drag. Și... Yeah. La mai mare. Ne auzim pe Messenger. Hai, te-am pupat, Darius. Hai și eu, Fiș Bogdan Rădulescu. Pussy. Ciao, ciao. Ciao. Because we love pussy. stai 2 secunde. Stop.